ziua, dragi telespectatori! Sunt Ștefan Giulia și vă voi prezenta o nouă ediție a emisiunii Talent cu școală. Astăzi îl avem ca invitat pe Alexandru Horbincu. Bună. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Spune-mi despre tine. Sunt atât de multe de spus despre mine. Nu știu. Cu ce să încep? Cine sunt? Ce fac? Da! În prezent dețin o afacere în domeniul textil. Am 25 de ani. Da. Așa, în cazul în care, în dezvoltare. Da, în cazul în care arăt mai bătrân decât sunt, să știți că nu. Și mă ocup cu promovarea acestui, de fapt mă ocup cu promovarea industriei românești pe acest segment, pentru că eu într-adevăr cred că românii au o posibilitate de a, să zicem, de a produce mai la o calitate mai bună și mai ieftin decât marea majoritate a țărilor europene. Și sperăm că anul acesta vom ajunge la să și dovedim acest lucru. De cât timp te ocupi? Sunt în industrie de 2 ani de zile în segmentul fashion. De fapt, 2 ani jumătate, aproape 3 ani. Și cum ai ajuns în acest domeniu industriei fashion? Să zicem doar că am fost destul de creativ sau spiritul creativității mele nu era împlinit asta pe la 22 de ani. Eu am fost corporatist de altfel și îți dai seama, venind în București, primul lucru pe care îl puteam face era să fiu corporatist, pentru că era și un venit mai bun decât orice alt job pe care l-aș fi găsit. Și inițial eram foarte supărat că nu mi se dădea voie să exprim, nu știu, să creez, nu mi se dădea voie să rezolv probleme, am adunat o foarte mare frustrare pe treaba asta și am decis împreună cu doi amici de-ai mei să pornim pe propriul drum, ambii fiind la fel de enervați de situația aceasta. Și iată-ne, după 3 ani de zile am reușit să ne despărțim complet de birou și să aducem populației din România niște creații, cel puțin în cazul nostru, creații vestimentare. Îmi place așa să fim puțin vizionari, știi? Să modificăm, să aducem ceva nou. E frumos un astfel de domeniu. Cum ați ajuns la acest domeniu? Este o pasiune a ta sau a colegilor din trecut sau din copilărie? Ca să încep cu începutul, să-ți dai seama despre ce e vorba, noi suntem 3 în cadrul acestei firme și doar unul dintre noi avea aceste studii de, da, nu neapărat design, dar nu neapărat design vestimentar, dar de design. Și a fost așa a fost o nebunie, pentru că noi am avut foarte multe seri pierdute, știi și tu cum e ca tineri, da, la o distracție, și eram nervoși pe faptul că măi, trebuie să facem ceva, că nu ne lăsau efectiv, companiile funcționau pe un standard, știi, și atunci noi ne-am dorit extrem de mult să plecăm din acel standard, să fim mai altfel, să zicem, să avem o altă viață. Și atunci ne-am gândit cu toții ce să facem într-o seară. Bineînțeles că nu știam exact, sincer. Deci îți dai seama, eu am lucrat în telecomunicații, să ajungi din telecomunicații în industria textilă e un pas cam mărișor, știi? Însă ideea a fost a societei mele, care efectiv a venit cu ideea, hai să facem un atelier. Noi, nefiind neapărat orientați către ceva anume, am zis, ok, mergem pe mâna ta, numai să facem ceva, știi? Și nu știam, sincer să fiu, nu aveam nici cea mai vagă idee când vom face acel lucru. Efectiv, era un plan de viitor, poate, haide să-l trecem în viitorul îndepărtat chiar. Dar asociata noastră, la scurt timp, nu știu, cred că a durat o săptămână,
Deci a venit cu inițiativa. Da, a venit cu inițiativa, clar. Și ne-a tras de urechiușe. Știi, a spus, băi, hai să facem, acum. Și eram așa, cum, acum? Da, acum, ok, gata. Și așa a început totul. Efectiv, am venit cu toții, cu banii de acasă. Am pus toți banii pe masă și am zis ce ne trebuie. Și de acolo am început cu o mașină de cusut, s-a mai cumpărat treptat. Încă o mașină de cusut, exact, o masă, câteva șabloane, reviste de modă și tot așa, angajați, până am ajuns la rezultatul final. A fost oricum un drum foarte intens și greu, extrem de greu, adică nu știu cum să vă zic. Ideea e că în primul an de zile am încercat să ne ridicăm pe piață, să zic așa, deși îți dai seama că nu te știe nimeni. Da. Da, și primul an de zile a fost enorm de greu. Cred că ne-am gândit să renunțăm de aproape 3 ori. Dar cât timp a durat finalizarea acestui proiect? Păi, noi suntem în continuare, într-o continuă dezvoltare. Până l-am pus pe picioare, cred că a durat undeva la un an și jumătate. Un aproape. Timp relativ scurt, având în vedere că sunt foarte mulți tineri în România care vor să-și dezvolte o afacere proprie și nu reușesc. Exact. În schimb, era vorba de viziune. Foarte mulți tineri din România fac o afacere la un nivel mic, să spunem așa. Și noi am început oarecum la un nivel mic. În schimb, suma pe care am investit-o a fost foarte mare pentru că aveam ideea că vom dezvolta ceva la nivel foarte mare. Și atunci am fost obligați oarecum de circumstanțe. Nu ne permiteam să pierdem foarte mult și am depus eforturi enorme pentru a ajunge cât mai repede la rezultatul final. Ce voiam să-ți menționez aici un lucru foarte amuzant. Când am început firma, eu fiind bărbat și asociatul meu la fel, ne plăcea, fiind corporatiști, ne-au plăcut foarte mult costumele. Și visam în a oferi oamenilor costume premium, costume foarte, nu știu, puțin altfel față de ce există. Ca fiecare doream să aducem o inovație ceva în industrie. Ceva mai bun. Exact, mai bun, mai cunoscut, așa. Problema este că nu știu dacă a fost neapărat coincidență sau nu, doar că în primele 2 luni de zile nu am avut nicio cerere de costume. Ceea ce a fost amuzant a fost că am avut o cerere de rochii. De rochii. A venit o doamnă la noi și ne-a spus, măi, vreau și eu o rochie. Și am zis, doamnă, știți, noi facem costume. Întâmplarea a fost că era primul client, nu puteam să refuz, chiar nu aș fi vrut să refuz primul client și am zis, ok, hai să facem rochii, credeți că putem face așa ceva? Da, ok, am început să facem și ulterior acea doamnă ne-a dus alte doamne la atelier și am ajuns la concluzia că nu mai vrem să facem costume de bărbați. Și am trecut pe segmentul de rochii, am vândut tot, am scos pancarta cu costume de bărbați, am înlocuit-o cu rochii de femei. Și asta a fost povestea de început, să spunem așa, sau ceea ce ne-a fost o schimbare neașteptată. Da, o continuare bună. Extrem, extrem de bună. Poate a venit dintr-o greșeală, dar dintr-o greșeală pe care am reușit să o... Benefică. Exact, o greșeală benefică. Ce mai pot să-ți spun? Cum decurge firma? Sau... Da, ce piedici ați întâmpinat? Ce piedici? Foarte multe. Foarte, foarte multe. Dacă stau să mă gândesc, cred că prima piedică a fost cea angajaților. În București, noi având sediul aici, nu se pot, sau cu greu poți găsi angajați care să fie foarte buni și care să fie și liberi, în primul rând, pentru că concurența este foarte mare. Și atunci, o mică parte din oamenii care se pricep sunt disponibili în a-i angaja. Cred că a durat 3 luni de zile până să găsim primul angajat. A fost crunt, nici nu deschisesem și deja voiam să închidem. Băi, nu găsim oameni. Exact. A fost foarte, foarte greu. O a doua problemă, să spunem că fiind la început,
Și neavând finanțările pe care le-ar avea un om la o vârstă mai avansată, noi fiind tineri, media vârstei asociațiilor este de 25 de ani. 26, cred. Deci era clar că nu aveam niște bani puși deoparte. La vârsta asta îi cheltuim, cu toții știm prea bine cum. Da. Și în promovare am avut o foarte mare problemă, pentru că banii deja se duceau pe investițiile inițiale plus salariile angajaților. Iar rămâneau foarte puțin pentru a promova acest business. Cred că o altă problemă pe care am întâlnit-o a fost în momentul în care am intrat prima dată în faliment. S-a întâmplat în primul an de business și nu cred că e o rușine pentru oamenii de afaceri să spună că au intrat în faliment. Bănuiesc că este un lucru normal pentru toți. Din câte am înțeles, o firmă intră în medie în faliment de 2 ori până ajunge pe linia de plutire. Și asta s-a întâmplat undeva în 2016, cred. Da, 2016, și problema era simplă, nu mai aveam bani. Atât, chiar nu mai existau, pentru că neavând bani de promovări, comenzile au întârziat să apară, poate apăreau câte una, câte două, dar nu erau îndeajuns încât să plătim toate costurile acestei firme. O metodă prin care am reușit să ne descurcăm, și asta e foarte interesant de povestit, e în momentul în care am vândut haine din portbagajul mașinii, undeva prin militari, prin spate, dacă cine știe, cine din București știe. Era un prieten de-a meu care avea el niște magazine și am luat toate hainele pe care le-am avut, toate rochiile, l-am sunat, i-am zis, băi, vino, hai că am super deal, hai, te rog, să rezolvăm cumva treaba asta. Și am plecat cu mașina și s-a întâmplat să-i arăt, am ajuns într-o parcare, am deschis portbagajul, știi? Și să-i arăt rochiile. Și în momentul în care i-am arătat produsele noastre, el le scotea așa pe rând și le arăta. Da, efectiv, se uita la ele ca să vadă dacă le cumpără sau nu. În momentul ăla a fost destul de interesant, pentru că au venit anumite persoane din parcare și ne-au întrebat cât costă și dacă pot să cumpere. Cred că așa am reușit să salvăm firma, sau cel puțin să aducem o parte din banii necesari pentru firmă. Of, să-ți mai zic și când am intrat a doua oară în faliment? Pentru că s-a întâmplat să intrăm și a doua oară. Atunci a fost puțin mai dificil, să zicem, pentru că nu mai exista nici stocul inițial de rochii. A fost o situație mai grea decât prima. Și totuși, hai să zicem că am reușit să ne ridicăm înapoi cu niște împrumuturi de la bănci. În schimb, a durat enorm, enorm de mult, pentru că eu deja nu mai aveam loc de muncă și nu puteam să... Dar înainte lucrai în momentul a fost în care o perioadă... ați deschis... Corect. A fost o perioadă în care noi am și lucrat în același timp. Practic, și ziua mergeam la muncă, și seara ne duceam la firmă și făceam lucrurile ce trebuiau făcute pentru a dezvolta. Unul din asociații noastre, mai exact Maria, asociata noastră, a renunțat la muncă și oarecum a trebuit să o întreținem. A fost iarăși o perioadă foarte grea, pentru că trebuia să trăiască și ea cumva, nu erau fonduri destule pentru a avea un salariu. Oricum, a fost un compromis, al exact. Ei, dar, și bineînțeles, și al vostru în același timp. Corect. Însă, se pare că am trecut de toate astea. Însă n-aș dori nimănui, să zicem așa. Sau poate aș dori, dar într-un mod constructiv. Momentul în care înveți. Dacă are aceeași finalizare, cum presupun că afacerea merge bine în momentul de față. Da, chiar suntem foarte bucuroși de lucrul ăsta. Am avut un an, 2017, fantastic. Nu îl putem compara cu 2016, în care încercam să găsim diverse metode prin care să ne ferim de faliment, dar am reușit într-o manieră destul de bună să dezvoltăm afacerea, pentru că colaborăm cu foarte multe magazine din București și din țară. Iar aceste magazine au ajuns la concluzia că o marfă produsă în România este
calitativ superioară și pe lângă faptul că durează foarte puțin livrarea ei, comparativ cu, nu știu, să spunem, o marfă din China, unde poți aștepta o lună, două, până ți ajunge. Aici, în România, partenerii cu care lucrăm sunt foarte mulțumiți pentru că se dai o comandă de X număr de rochii și în maxim 7 zile le ai la tine în magazin. Ceea ce a fost un avantaj, să zicem așa. Asta ne-a ridicat pe noi ca și firmă. Am oferit exact ceea ce a vrut românul. Ceea ce se cere. Exact, ceea ce se cere. Marfă rapidă, ieftină și bună. Și în afară de această piedică a angajaților, ați mai întâmpinat și altceva? Desigur. Piedici, sincer să fiu, sunt la tot pasul. Începând de la cash flow până la neplata unor clienți, blocaje de bani, până la promovarea propriu-zisă, chiar găsirea unei metode de a te promova, cum să gândești o reclamă, să vorbim de foarte multe, foarte multe piedici. Nu mai vorbesc de birocrația din România, care deja cred că o știe toată lumea ce înseamnă să te plimbi cu 10 de dosare foarte multe zile pentru a rezolva o micuță problemă. Ești dezamăgit de... Pot spune dezamăgit? Am voie să zic dezamăgit? Da, puțin, sunt puțin dezamăgit. Pentru că noi suntem niște copii tineri, cred că am făcut un pleonasm, așa, suntem niște oameni tineri care oarecum nu mai suntem obișnuiți cu ceea ce era pe vremuri. Noi ne dorim să trăim într-o lume tehnologică. Ne dorim ca totul să fie foarte accesibil. Să rezolvăm problemele cu ajutorul unui robot, unui sistem foarte bine organizat, doar să intri pe internet și să depui tot ce ai nevoie. Pe când la noi în România birocrația a rămas cam aceeași și în continuare ne plimbăm între Registrul Comerțului și ANAF cu dosare, ca pe vremea tatălui meu. Și nu suntem obișnuiți, adică cel puțin eu nu sunt obișnuit. Mi-este foarte greu și să conduc o afacere și să fiu prezent, pentru că fiind în acest domeniu, trebuie să fii prezent și la evenimente. E un must, să zicem așa. Trebuie să știi ce materiale se poartă, ce culori sunt anul ăsta. Și atunci, cum te poți împărți? Să stai o zi întreagă la un ghișeu sau să te duci la evenimente și mai apoi să te duci și la firmă și să rezolvi și problemele și să... Da. Să și încerci să dezvolți, să ai creierul limpede, știi, să dezvolți. Da, puțin dezamăgit, aș putea spune. Ai că deși... ați fost de mai multe ori predispus să renunțați? Da. Asta a fost unul din motive? Îți spun sincer, cred că eu personal am vrut să renunț de 2 ori. Și chiar și asociatul meu a vrut să renunțe, dar era o situație foarte interesantă, pentru că renunțam fiecare în timpuri diferite. Știi? În ianuarie. Vă ambiționați reciproc. Exact, în ianuarie, m-a sunat asociata mea și îmi spune: vino încoacă, e gravă. Atenție, e grav. Și zic: ok, hai că vin. Am ajuns la locație și asociatul meu avea o postură foarte leșinată, să spunem așa, pentru că el chiar avea de gând să renunțe. Și ne-am îmbărbătat. Hai că o să reușim. Sigur, sunt absolut sigur că o să facem eu ce și o să găsim soluția. Eventual, noi găseam soluția în ziua respectivă, pentru că aveam un brainstorming. În martie s-a întâmplat să renunț eu. Și atunci îi sunam eu și spuneam: veniți până la mine, pentru că sunt foarte grav. Și veneau și ne îmbărbătam reciproc. Chiar pot spune că a fost o perioadă enorm, enorm de grea. Și asta cred că poate să o confirme jumătate din prietenii mei care sunt antreprenori. Fiecare, sau cel puțin prietenii mei care au început de jos, mi-au spus și m-au, de la bun început, m-au avertizat: Alex, ai grijă că o să fie foarte greu. Adică nu e ca și cum doar ai deține o firmă și gata, ești patron.
Sub nicio formă. Cred că un patron, pentru că e prost înțeles termenul de patron în România. Toți avem așa, toți. Mă rog, majoritatea românilor disgrațiază acest termen de patron. În schimb, și din propria experiență și din experiența prietenilor mei, pot spune că aceștia sunt oamenii care muncesc mult mai mult decât angajații. Ei vin dimineața, deschid ușa și seara o închid. Pe lângă faptul că, din punct de vedere psihologic, e un chin să te gândești la toate plățile, toate dezvoltările posibile. Și... Bine, voi ați avut și norocul de a fi mai mulți prieteni, absolut, bineînțeles, și a vă ajuta absolut reciproc, din câte înțeleg. A fost un mare noroc, pentru că ne-am ales fiecare segmentul lui. Practic, un asociat s-a ocupat de developmentul business-ului, un alt asociat s-a ocupat de design și producție, iar un alt asociat a preluat partea legislativă, să zic așa, de administrare, cu contracte, cu tot ce înseamnă foi, plimbări pe la ANAF, pe la... Și în felul ăsta am reușit să ne deconectăm de celelalte probleme și ne-am ocupat fiecare de problemele... Da. Exact. Eu personal mă ocup de dezvoltarea afacerii. Tot ce înseamnă marketing, strategii de marketing, vânzări, practic upper management și relații cu clienții pentru a aduce acest business mai departe. Sincer să fiu, sunt invidios pe asociata mea care se ocupă de producție, pentru că e foarte bună. Și e foarte bună, nu știu cum face. Pe de-o parte îmi doresc să aflu cum face, pe cealaltă parte, când îi văd problemele zilnice cu care se confruntă, prefer să rămân în pătrățica mea și să zic, ok, lasă că am destule aici. E fantastică, o să o vei cunoaște mai târziu. Maria e numele ei, ca să o și denumesc. Și cred că cel mai norocos dintre asociații este cel care se ocupă de hârtii. Știi? Pentru că pe el îl trimitem așa, dintr-o parte în alta. Nu e neapărat un proces de gândire, de stres, de du-te la... ANAF rezolvă la registru, banca, avocații, mai etc. Mai puțin simplu, bătaie de cap. Corect, mai puțină bătaie de cap. În schimb, e foarte bun. E foarte bun pe ceea ce face. Sunt absolut sigur că nu aș reuși să fac o treabă la fel de bună precum o face el. Și ceea ce mai voiam să-ți menționez este că între noi a fost o foarte bună încredere. O foarte, foarte mare. Îți dai seama ce înseamnă? Eu cu Maria ne cunoșteam de 10 luni. Cred că cam așa. Ba nu, mai puțin de 10 luni. Undeva la 5 luni a durat. În momentul în care am cunoscut-o pe Maria, până când am început noi să vorbim despre afaceri și ceea ce urma să întreprindem. Iar asta mi se pare un lucru fenomenal. Să ai încredere într-o persoană, să practic să mizezi toate economiile tale de până la 25 de ani pe o relație de 5 luni. Presupun că simți acest lucru. A fost o chimie. Da, a fost o chimie între noi. Ne-am înțeles de la început și nu exista discuții contradictorii. Nici acum nu sunt. După 3 ani de zile, nu știu dacă măcar o dată în cadrul firmei noastre a fost o discuție contradictorie. Sau să ne certăm. Nu a fost niciodată. Ceea ce mă uimește. Ați fost sprijiniți din exterior? Ajutați de... Eu am mizat foarte mult. A fost o perioadă a vieții mele în care am avut foarte mult contact cu lumea mondenă. Și în momentul în care am pornit această afacere, am mizat pe ajutorul lor. Am zis că fiind oameni cu... destul de mare influență, atât în media, cât și pe online. Poate vom reuși să legăm niște contracte de sponsorizare sau niște soluții în mai rapida dezvoltare a firmei. În schimb, nu a fost să fie așa. Tot ce credeam eu s-a dovedit a fi total greșit.
Pentru că nu a fost niciun sprijin, nimic, nimic. Toți foștii mei prieteni pe care i-aveam au decis să mă lase să lupt singur. Pe de-o parte le mulțumesc pentru treaba asta. Probabil nu mi-aș fi dovedit atât de multe lucruri pe cât le-am dovedit până acum. În schimb, nu. Îmi pare rău să te dezamăgesc. N-am reușit să... Nici măcar să atragem, nu știu, atenția unui investitor sau... A fost totul doar pe munca noastră, pe multe ore de nesomn. Și pe calitatea produsului, bineînțeles. Pe calitatea produsului, da, vreau să zic că am avut un foarte mare noroc, pentru că prin cunoștințele mele am reușit să contractăm niște furnizori de materiale foarte bune, iar prin cunoștințele Mariei de design am reușit să realizăm niște produse extrem de bune calitativ, care nu numai că îmbrăcau o foarte bună parte a femeilor, dar le și îmbrăca foarte bine. Și atunci erau, cel puțin în vara anului 2017, s-au vândut foarte, foarte bine un anumit tip de rochie. Ăla a fost, practic, produsul nostru. Wow! Wow, da, corect. Și ăla ne-a dus pe mai mult decât linia de plutire. Ne-a dus pe profit și pe pozitivitate, așa, pe... Să ne dorim într-adevăr să dezvoltăm. Pentru că trebuie să recunosc că eram puțin cu moralul la pământ. Am zis cu puțin mai mult. Ce aș mai putea să zic? Ce studii ai avut totuși tu înainte de... Vrei să dezvoltăm subiectul ăsta? Da. Ăsta e un subiect sensibil pentru mine. Pentru că eu nu am avut studii. Ok, deci se poate și fără studii. Deci se poate și fără studii. În schimb, duceți-vă la facultate. Studii superioare. La studii superioare, da. Ideea e că fiecare copil are visul lui în momentul în care ești în liceu. Și vedeam o bună parte din colegii mei că voiau să devină directori, medici, polițiști, ingineri, mai știu eu ce fel de meserii. Când mă știu eu de mic, Am evitat subiectul ăsta, să zic, pentru că niciodată nu mi-am dorit să devin nimic. Eu, singurul meu scop în viață a fost să devin propriul patron al afacerii mele. Și atunci erau, știi cum, bifezi niște lucruri. Realizezi că pentru a ajunge într-un anumit punct, trebuie să bifezi alte două puncte de mai jos. Okay? Da. Să devii doctor, trebuie să urmezi medicina. În schimb, eu dacă nu am vrut să fiu doctor, polițist, avocat sau mai știu eu ce, nu scria nicăieri în legislația României că trebuie să ai studii superioare pentru a deține o afacere. Și atunci am zis, ok, ce am nevoie? Bani. Hai să sărim peste 5 ani în care o duci rău cu banii și să facem bani pentru ca în momentul în care ceilalți copii ies de la... facultate, exact, tu deja ai o sumă strânsă și poți să pleci pe visul tău. Adică să plecăm de la același nivel, știi? Aparent a funcționat. Chiar nu mi-au trebuit niciun fel de diplome, nu mi-au trebuit... Deci se poate, un tânăr cu visul împlinit. Da, asta nu înseamnă că nu voi urma o facultate. Intenționez să urmez facultate de psihologie, pentru că domeniul vânzărilor m-a pasionat. Și îmi doresc să înțeleg mai mult din creierul uman. Dar poate, nu știu, nu acum. Deocamdată sunt foarte ocupat cu dezvoltarea afacerii. Pentru că, de ce să nu recunosc, a fost un început foarte bun. Și îmi doresc să-l continui. Și părinții tăi, ce părere au? Părinții mei au avut o... vis. Părinții mei n-au avut o părere foarte bună, să zic sincer. Ei, recunosc că ei m-au întotdeauna încurajat să-mi urmez visul. Mi-au zis, Alex, cred că ești destul de mare, acum faci ce vrei. În schimb, ca să zic așa, de la bun început, eu am plecat de acasă, pe la vreo 18 ani. Pentru că părinții mei au considerat că dacă eu nu mai vreau să... De fapt, am terminat liceul, dar am plecat, mă rog, și ei mi-au zis că dacă nu vreau să fac nimic, nu vreau să fac facultate, pentru că erau oarecum niște părinți care credeau că facultatea te va duce acolo unde,
unde și-ar fi dorit ei să ajung, au fost destul de dezamăgiți să afle că eu nu vreau să le urmez îndrumarea. Și mi-au zis, ok, gata, dacă nu vrei să urmezi nicio facultate, să, nu neapărat să pleci, dar să faci ceva. Nu mă interesează, te duci, muncești, găsești tu ceva de făcut, dar nu stai acasă. Și atunci am decis să plec. Mi-am luat ghiozdanul, bine, prima mea plecare a fost în Costinești, unde am lucrat pe timp de vară. Asta s-a întâmplat la 18 ani. Deci, sincer, mi-aduc aminte că plângea mama, zici că pleca copilul în armată. A fost foarte, foarte interesant. Am plecat cu un prieten de-a meu la mare să muncim. A fost o adevărată armată. Nu știu dacă... Nu... A fost primul loc de muncă? Da, a fost primul loc de muncă cu carte de muncă. Mai muncisem și înainte. Am avut foarte multe joburi. Cred că aproape fiecare domeniu. Nu știu, vreo 10 joburi cred că am avut în total în ăștia. Să fie 5 ani, cam 5 ani. Da. Ai prins experiență. Da. Și a doua oară am plecat în Italia, de unde, când m-am întors de la mare, mi-am făcut bagajelul și am sunat-o pe mama din aeroport și am zis, vezi că eu să te îndrum spre Italia, nu ne mai vedem. Iarăși plângea ca la ușa cortului. Săraca, mi-e milă acum de ea. Dacă o să vadă emisiunea asta, mama, îmi cer scuze, sincer. Îmi pare rău, n-am vrut să te fac să plângi. Este un final bun totuși, deci. Exact, un final bun și ulterior m-am întors. M-am întors din Roma, unde acolo am învățat ce înseamnă oarecum afacerile. Am avut prima cunoștință cu oamenii de afaceri și ei m-au învățat și prima cunoștință cu domeniul textil. Nu eram neapărat ferm convins că voi face vreodată în viața mea ceva în domeniul ăsta. În schimb, italienii sunt foarte bine îmbrăcați. Foarte, foarte bine. Și de acolo pasiunea mea pentru costume. Acolo mi-am luat primul costum și mi se părea incredibil cum poți merge pe stradă și să arăți atât de bine și impecabil. Încât ulterior, după ce m-am mutat în România, am rămas doar pe costume. Oriunde, eram în club, eram la plajă, eram în drum spre casă, eu eram la costum, cămașă, cravată întotdeauna. Și ce să-ți mai spun? Uite, de domeniul vânzărilor sau... Da, sigur, teren. Sau revenind la afacerea pe care o deții, vorbeam de compromisuri la un moment dat. Compromisul? Este acela că nu poți face lucrurile pe care le face un copil normal, un adolescent. Ăla e. Ai făcut? Absolut. Nu știu dacă e bine sau nu. Nu recomand nimănui. Pentru că la urma urmei, poate mi-aș fi dorit și eu să dețin o mașină, pentru că câștigam destul de bine la vremea respectivă, când lucram în corporație. Cred că îmi puteam permite o mașină destul de bună, îmi puteam permite să-mi cumpăr o casă, probabil mi-aș fi permis vacanțe oriunde aș fi vrut, dar am renunțat la toate astea și la ieșirile în club și la, nu știu, orice își cumpără un adolescent de vârsta mea, telefoane, laptopuri, chestii de genul, haine. Am renunțat la toate pentru că în fiecare lună o bună parte din salariul meu se ducea pe economii pentru firmă. Și vorbesc aici de o sumă destul de mare. Adică, practic, trăiam cam la limita existenței, să zic așa, cu toate că salariul meu depășea câteva mii de euro. Un salariu destul de bun. Deci destul de bun pentru România. Domeniul în care lucrai nu era un domeniu rău plătit? Sau... Nu. Doar că... Atunci de unde această repulsie față de... E... Hai să spun o mică poveste. Cred că aveam... Să fi fost în clasa 6-a, cred. Clasa 6-a, eu eram la cel mai bun colegiu din Galați. Se numește Colegiul Național Vasile Alexandrii. Și pentru că familia mea nu era foarte înstărită și acolo, în cadrul acelui liceu, veneau doar copiii care proveneau din familii bogate, cu bani, așa, eu m-am enervat foarte tare că mama nu avea să-mi dea banii de sandvișuri. Știi cum? Și îmi dădea un sandviș de la
făcut acasă. Ce, învelit în staniol, în, da. Așa, exact. Și nu am, eram supărat, știi, eram foarte nervos și atunci mi-am dorit să fiu și un rând cu, cu băieții care își permiteau să-și cumpere un sandwich de la fast food-ul școlii. Și ideea mea a fost în felul următor. Existau niște bomboane, nu știu dacă ții minte, erau niște jeleuri cam, cam atât de mari și verzi, roșii și erau ca niște sticks-uri, așa. Dar erau jeleuri. Da, da, așa. Mi-aduc aminte, prețul acelui jeleu era 500 de lei la magazin. Știi că noi eram pe bani vechi atunci. Și, nu știu, cred că aveam 12 ani sau 13 ani, ceva de genul, în clasa 6-a. Și cumpăram acele jeleuri de la un magazin care era la 100 de metri de, de liceu. Pauza noastră era de 5 minute. Și în 5 minute, dacă stai să faci un calcul, trebuie, ar trebui teoretic să alergi sau să ai un mers destul de rapid încât să te duci la magazin, să stai și la coadă, să te și întorci, să-ți cumperi jeleurile. Și atunci eu am făcut, am strâns niște bănuți și am cumpărat, mi-aduc aminte, cumpărasem prima oară o cutie de jeleuri, așa, cu 500 de lei jeleu și îl vindeam în clasă și la clasele din adiacente cu 1500 de lei. Deci și tu ai fost un afacerist de mic. A fost o, un vis de-al meu, de a mă, sau nu neapărat un vis, hai să spunem că toată treaba asta a pornit din necesitate, nu, din anumite frustrări. Da. Ok. Și eu fiind frustrat că nu aveam bani, trebuia să găsesc soluția de a avea. Și vindeam acele jeleuri la 1500 de lei. Nu, 1500 de lei era. Și la un moment dat primesc o întrebare de la un coleg de-a meu și spunea: păi stai frate, de ce vinzi jeleurile la 1500 de lei? Că le poți, pot să mă duc eu la magazin și să le cumpăr cu 500. Și răspunsul meu a fost foarte simplu: du-te. Păi nu vreau, îmi dai două la 1500. Și zic, bine, ok, îți dau două la 1500, hai că. Și cred că așa a început prima, sau asta a fost prima afacere pe care am făcut-o la 12 ani. Eu eram mulțumit pentru că banii pe care îi făceam asigurau sandwich-ul. Era 12.000 de lei sau 10.000 de lei sandwich-ul la fast food. Iar eu făceam pe zi undeva la 16.000 sau 17.000 de lei. Deci, practic, odată la 3 zile mai făceam rost de un sandwich la fast food. Și a mers foarte, foarte bine. Să zic că vreo vară, nu o vară, cam un an întreg a mers treaba asta cu jeleurile. Până când s-au deșteptat și alții. Și au început să facă și ei și apoi era concurenț. Exact, și nu se mai merita. Dar a fost ok. Și de aici revenind la ceea ce ți-am spus, de unde frustrarea pentru... Eu consider că întotdeauna a fost o persoană creativă. Și o persoană care... Căreia nu s-a impus. Mama mea niciodată nu mi-a impus anumite lucruri. Mi-a spus, învață, du-te la școală, încearcă să reții, nu știu, fii cu minte, să nu, știi cum era vorba noastră, să nu vii cu poliția la ușă. Da. Exact, așa. Dar niciodată nu mi-a impus lucruri. Nu mi-a spus, de astăzi nu ai voie să faci un anumit. Exact, un anumit. Nu mai voie afară. Păi nu se putea. Dacă mi-i interzicea să ies pe ușă, săream pe geam. Tocmai că era mai puternic interesul. Exact, de aici era și afară. Lucrurile interzise sunt lucrurile bune. Și automat, în momentul în care am intrat în această lume a corporatiștilor, am simțit că mi se suflă în ceafă. Și am simțit că mi se impun anumite lucruri. Și am zis, de ce? Adică să stea cineva după mine să-mi zică fă aia, fă aia, fă aia, am niște task-uri, nu-mi folosesc creativitatea, nu-mi folosesc, nu știu, gândirea, propria mea logică. Suntem niște roboți? Sau ce? Asta fiind vorba de tine, o fire mai rebelă, să zicem. O fire mai rebelă dusă în extrem. Chiar în extrem. Adică dacă aș fi fost, sau dacă m-aș pune acum în locul mamei mele, nu știu, probabil... M-aș fi dat afară din casă singur, n-am idee, sincer. Nu cred că aș fi reușit să am atâta control asupra unui copil cum am fost eu. E enorm, enorm. Mă gândesc chiar și acum, mă gândesc cu groază. A suportat foarte multe, suportat părinții mei. Și de acolo ideea mea pentru afaceri. Ulterior, la 18 ani, am deschis o altă afacere. Am avut un studio de muzică în Galați, unde...
reușisem cât de cât să intrăm pe piața muzicală și, din păcate, acel studio a fost spart și s-a furat tot din el. Am avut un șoc. Am avut un șoc pentru că era o sumă enormă de bani pe care o investisem, copil, dai seama, la 18 ani, să toate economiile tale, iarăși tot ce strânsese și să pierzi. La 20 de ani am avut a treia afacere. Okay. Ceea ce ți-am spus mai devreme, că la 18 ani am plecat în Costinești, la 19 ani am plecat în Italia. În Italia, de ce zic că am avut prima mea întâlnire cu mediul de afaceri? Am întâlnit niște oameni care se ocupau cu un domeniu foarte interesant, turism de agrement. Și aduceau italieni să vâneze în România, contra unei sume de bani, bineînțeles. Și m-am încârdășit cu asemenea oameni, erau foarte în vârstă, 50 de ani, 60 de ani, eram practic un copil pe lângă ei. În schimb, lor le-a plăcut faptul că eram așa interesat, eram în continuu un burete, aspiram orice informație, orice. Și m-au băgat în grupul lor și am reușit să organizăm cu succes două grupuri de italieni care au venit și au vânat în Galați chiar. Și a fost foarte, foarte drăguț, foarte frumos. Am reușit, stai seama, la 20 de ani să te ocupi de organizare completă, ceea ce implică logistică, hoteluri, mașini, șoferi, vânătoare, permise de vânătoare, iarăși închirieri de arme și alte lucruri. Presupune multă muncă. Presupune multă muncă, dar mi-a plăcut. Era o muncă destul de ușoară pentru mine. Mi-mi place foarte mult să comunic. Îmi place să intru în vorbă cu omul, să încerc să dezvolt cât mai mult relația cu el. Și atunci le-a prins bine și acelor oameni de afaceri, pentru că și eu am câștigat foarte bine, câștigam la chiar sumă foarte mare de bani, care mi-a permis să investesc în ceea ce e acum firma în industria textilă. Dar la un moment dat s-a terminat și această relație de business, să zicem. Și am decis să mă mut în București. Unde în București m-am mutat din greșeală, eu am fost îndrăgostit de o tipă pe care am cunoscut-o pe net. Și n-am avut aici nimic așa, nu știu, totul s-a întâmplat foarte rapid. Știi, m-am îndrăgostit, am venit în București, m-am despărțit, am decis să rămân aici, am găsit un job și aia a fost gata, ok, rămân în București, îmi place, e frumos orașul. Dar apoi recunosc că a trebuit să muncesc în corporație vreo 3 ani de zile până să... Totuși te-ai putea considera un norocos, fiind un job bine plătit. Sunt un foarte mare norocos. Întotdeauna am zis, sunt un foarte mare norocos, în ciuda tuturor problemelor pe care le-am avut, în ciuda tuturor banii. Banii vin și pleacă, nu... În ciuda prietenilor care au renunțat la mine și... Nu știu, faptul că m-am născut într-un oraș care nu era neapărat foarte dezvoltat, Galațiu e... oarecum pe ducă, să zic așa. Cred că am fost un cel mai mare norocos pentru că am întâlnit oamenii potriviți la locurile potrivite. Întotdeauna am avut parte de cei mai ok oameni în jurul meu. Practic am trăit într-o bulă. Și norocul a fost să întâlnesc doar pe cei de la care am avut ce să învăț. Și e bine, adevărul e că am și tras de ei, pentru că marea majoritate a persoanelor cu care eu stau și stăteam și înainte, erau cu poate 20 de ani mai mari ca mine. Și prietenii mei de 20 de ani mă întrebau, uai mă, ce te duci cu moșii la bere? Și zic că da, moșii aia mă învață pe mine niște lucruri pe care voi să le învățați mai târziu. Exact, în vreo 20 de ani. Dar da, am fost un norocos. Și prin faptul că i-am întâlnit pe acești oameni cu care am făcut firma, și prin faptul că, exact ceea ce ai zis tu, am prins un job foarte bine plătit într-o corporație, practic a fost și meritul meu, pentru că este meritul oricărei persoane statutul în care este în momentul respectiv. E clar că atunci când vrei să faci ceva, o faci, nu stai și aștepți. Da. Dar și mama mi-a spus de mic că sunt un foarte mare norocos. Cred că e foarte important. Da. Adică, înțeleg că norocul ți-l mai faci singur, dar...
Ești unul din puținele cazuri care ar putea spune asta, luând în considerare faptul că foarte mulți tineri din România nu au un loc de muncă mediu, să spunem. Chiar nu găsesc deloc. Hai să-ți spun și părerea mea. E o părere foarte tăioasă asupra situației din România și a copiilor din România. Eu mi-aduc aminte că în cartier, fiind în Galați, lucrurile nu aveam foarte multe lucruri de făcut. Știi și tu cum e. Stai și efectiv școală, casă, școală, casă. Interesul meu către lumea afacerilor a fost, se datorează faptului că am avut nevoie de această susținere financiară proprie, tocmai pentru că părinții mei nu erau dintr-o clasă nici măcar de mijloc, să spunem. Dar observ în momentul de față că există tineri care, cărora efectiv nu le pasă. Cunosc și chiar am exemple de oameni care au terminat niște facultăți și refuză orice fel de job doar pentru că ei au o facultate. Eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Am venit în București pe un salariu de mizerie. Sincer, pe un salariu de primul meu job a fost jalnic, ca și plată. Dar eram întotdeauna cu gândul că ăsta nu e ceea ce vreau să fac. Eu am venit aici doar ca să găsesc alte oportunități. Ceea ce observ, o diferență între mentalitatea mea și mentalitatea altora, este că ei vor din prima să... vezi, am o facultate, exact, am o facultate și vreau să am un job foarte bine plătit doar pentru că am o facultate. Nu, asta e. Ce știi să faci? Aia e important. Asta e adevărat. A fost prima întrebare pe care am primit-o la interviu. Ce știi să faci? Și eu mă pregăteam pentru toate alea. Știi unde te vezi peste 5 ani? Ce? Și mi-am înghițit în sec, mi-am dat cravata la o parte și am zis ok, hai că răspund și la asta. Cred că cel puțin și noi, în cadrul firmei noastre, așa angajăm. Nu ținem cont de facultate. Ținem cont doar de profesionalismul de care dă dovadă persoana respectivă. Nu știu, cred că poate și asociata mea să-ți confirme, nu știu, 90% din angajații noștri sunt oameni fără facultate. Da? Ok, asta e un lucru foarte bun. Da, nu mă interesează. Toți au venit la mine și toți au avut aceleași probe, indiferent că au avut diplomă sau nu. Aceleași probe. Pentru că, din punctul meu de vedere și văzând situația prietenilor mei, chiar mulți dintre ei îmi spun că se duc la facultate degeaba. Se duc... Totuși sunt studii superioare, adică ar trebui luate în considerare. Corect, corect. Poate să zicem că... Acum momentul depinde în care... și de domeniul corect. În care vorbim. Dacă voi ajunge la o cifră de afaceri foarte mare, poate în momentul ăla va crește numărul angajaților cu facultate. Pentru că e clar, ai nevoie de niște persoane competente la conducere, niște manageri de departamente care să se descurce. Dar... asta nu e neapărat, adică nu aș putea defavoriza pe cineva fără facultate doar pentru că nu are. Asta cunosc în situația mea. Nu aș vrea, chiar nu aș vrea să defavorizez. Pentru că dacă acel om are 5 ani de experiență, pe mine cred că mă ajută mai mult ca și angajator să îi ofer șansa cuiva care... Să obțină acea experiență. Exact. Și să obțină acea experiență. Iarăși, n-am nicio problemă nici cu cei cu facultate. Doamne ferește, dacă sunt competenți, cu mare drag. Dar nu aș face o diferență între ei. Eu personal nu fac nicio diferență între ei. Consider că a fost alegerea lor de a face sau de a nu face, iar singurul nostru interes este ca acel om să se descurce în postul respectiv. Ăla e. Dacă nu se descurcă, cred că se poate descurca și cu și fără. Cel puțin pe posturile care sunt în momentul de față valabile. Da, exact ce spuneam, depinde de domeniul la care discutăm. Ce îi sfătui pe tinerii care își doresc să-și întemeieze o afacere, să-și dezvolte ceva în acest domeniu? Ce aș sfătui? Înarmați-vă. Sau în domeniul tău, în domeniul fashion? În domeniul meu pot să spun de la început că activitatea de producție este foarte grea. Nu grea, foarte, foarte grea. E un lucru care la nivel birocratic este aproape imposibil de înțeles. Dar ce sfătuiesc în general pe tineri, nu știu dacă am neapărat sau nu știu dacă sunt persoana potrivită de a sfătui pe cineva, având în vedere că
Eu am mai multe greșeli decât foarte mulți alți oameni. Păi, cred că ești o persoană potrivită din moment ce deții o afacere și ai o continuare bună și profitabilă. Eu îi sfătuiesc în felul următor. Cred că ar trebui să-și urmeze visul, în primul și în primul rând. Cred că foarte important pentru ei este să aibă și, înainte să pornească o afacere, să fie conștienți de faptul că vor munci probabil de 20 de ori mai mult. Cred că cam așa. Să își calculeze foarte bine acțiunile pe care le fac, pentru că eu, în cadrul afacerii mele, trebuie să recunosc că am făcut foarte multe greșeli. Foarte, foarte enorme. Multe dintre ele au costat poate și falimentul de care îți spusesem mai devreme. Dar ei probabil, dacă ar calcula mai bine decât mine, ar reuși să evite aceste lucruri și nu știu, să fie perseverenți. Să nu renunțe. Noi am renunțat de o grămadă de ori, sau mă rog, eram pe cale de a renunța. Și totuși ați continuat. Și totuși am continuat. Cred că asta poate fi și o lecție pentru ceilalți. Să nu renunțe. Adică, eu am vrut de 3 ori, recunosc. Poate... Deci sau dacă, nu renunțați. Sau doar să te prefaci să renunți. Știi? Băi, astăzi mă prefac, renunț și mâine îmi revin. Continu. Exact. Cred că asta e secretul succesului. Cred. Îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru... Și dumneavoastră la fel, că ne-ați urmărit. Aici se încheie ediția de astăzi. Ținuta mea este asigurată de Stigma Fashion. O zi bună vă urez. La revedere.